Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la emisiunea Ce vor plantele? Cu bucurie ne întâlnim cu dumneavoastră și cu invitatul emisiunii, dr. Inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor, care îi spun bună ziua și bine ați revenit! Bine, v-am găsit! Tocmai pentru că împreună trebuie să punem la punct sănătatea plantelor. Noi cu sfaturile, dumneavoastră cu munca. Ne pare rău, dar să știți că și noi avem în spate o muncă de cercetare, în urma cărora vin și sfaturile către dumneavoastră, printre starea produselor și rezistența în fața anumitor produse a dăunătorilor. Așa că noi muncim în grădinile noastre și în grădinile altora și facem teste să venim pentru dumneavoastră cu sfaturi în ceea ce privește întreținerea culturilor. Și astăzi aveți la dispoziție cele două numere de telefon, cele afișate pe ecran, unde puteți să intrați în direct cu noi și spunem bună ziua primului telespectator. Alo, vă ascultăm! Alo! Bună ziua, sunteți în direct! Săruna! Spuneți, doamna, vă ascultăm. Doamna, am cumpărat un bidonaj de 3 litri de... Am cumpărat un bidonaj de... Spuneți. Am cumpărat un bidonaj de 3 litri de solar 10, 10, 10 și vă rog să spuneți și mie când îl dau, înainte de înflorit, stropesc el după înflorit... La ce culturi vreți să-l dați? La legume. Puteți să-l administrați de acum. Nu este nicio problemă. Câte doza? Dar scrie acolo pe ăsta. Nu mă puneți că sunt miop. Domnul doctor, sunt miop. Deci... O să caut eu pe internet să vedem dozele. Vă spune pe parcursul acestei emisiuni. Și puteți să faceți undeva de acum, dacă începeți undeva la 3 aplicări cu acest îngrășământ. Da? Da. La toată grădina de legume și îl puteți adăuga și în produsele de care faceți tratamentul, un pom, pentru că este compatibil cu restul produselor, să nu faceți două treceri, odată cu solar și odată cu pesticidele, bine? Zeama bordeleză nu se bagă. Nu. Zeama bordeleză nu se bagă. E tratament singur cu zeama bordeleză. Gata, am înțeles, știu. Gata, vă mulțumesc frumos. Vă spune pe parcursul emisiunii doza, bine? Am înțeles în mâinile. Multe sănătate, alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună ziua și bine v-am regăsit sănătoși. Și mă ne bucurăm că ne auzim cu toții sănătoși. Doamne ajută! Pe scurt, vreau să fac tratament din nou la legume și aș vrea să știu, deci legume și pomi, separat, cu ce pot să le stropez din nou? La, în grădina de legume, ce aveți de recoltat la ora asta? De recoltat nimic deocamdată, că e zonă de munte și așa, în câte... am gogonele așa. Mari, dar restul atât. Așa, cam gogonelele, cam în câte zile credeți că pot fi? Două săptămâni, bun. Bun, este limpede. Deci puteți, la întreaga grădină de legume, puteți să utilizați produsul Cidelitop împreună cu Sivanto. Ăsta este insecticidul care combate o gamă largă de dăunători. Da. Puteți să aplicați cu un îngrășământ foliar, Foliplant, spre exemplu, și produsul Albit pentru absorbție rapidă a substanțelor în plantă. Doar atât? Atât. Da, Sivantul nu am deocamdată, am făcut dacă nu, puteți să puneți Karatezeon. Dacă nu, Coragen. Da. Deci un insecticid să preveniți apariția insectelor. Bun. Așa. Și pentru pomi? La pomi puteți să mergeți cu produsul Score sau Sistein Forte sau Topaz. Da. Împreună cu un insecticid și aici, dacă găsiți Lider, ar fi bun. Dacă nu, Coragen. Sau dacă nu, Karatezeon. Și puteți și aici să puneți un îngrășământ foliar, fie Foliplant, fie Fertitel, fie Bionat. Da, am Fertitel și Bionatul, da, am. Așa.
Și eventual, dacă nu ați aplicat până acum albit, să puneți și albitul în soluție, pentru că el stimulează planta să absorbă substanțele respective cât se poate de repede. Da. La cartofi, deci am vreo 15-16 cuiburi, sunt bilonați, au crescut foarte mari și foarte frumoși. Așa. Au deja flori, da. Dar ce-am făcut eu și nu știu dacă am făcut bine, pentru că s-au culcat partea verde, le-am pus câte un par și i-am legat ca pe roșii. Da, nu ați făcut rău, foarte bine că circulă aerul pe țumă asta și nu lasă să se instaleze mana. Însă la cartofi vă recomand să folosiți fungicidul Infinito. Da, da? I-am strobit de două ori până acum. Așa, deci trebuie neapărat și în special jos unde la partea inferioară atacă mana. Să faceți treaba asta, să nu lăsați să se instaleze. Și da, eventual, dacă aveți gândac din Colorado, un insecticid. Nu am, dar... Puteți să puneți preventiv, da? Să nu se instaleze, sigur. Da. Deci cât poți să... Ce anume? Ascultăm. Da. Spuneți-mi, și cât poți să lasă partea verde asigurată? Deci, cu cât partea verde este de durată, cu atât, da? Și tuberculul se dezvoltă mai bine în sol. Deci trebuie neapărat să aveți în vedere să mențineți partea aeriană cât de mult posibil verde. Verde și în picioare, adică legat. Chiar dacă nu este în picioare, nu este nicio problemă, singurul lucru este să faceți tratamentul, să nu atace mana. Bun, că mă gândesc că dacă las prea mult partea verde în picioare, da? Nu afecteze. Nu se întâmplă nimic. Da? Nu se întâmplă absolut nimic. Așa. Și mai am o problemă. Am dat cu gel diazol și la pom și la legume. Da. Vreau să știu, deci n-am dat decât foarte puțin, că mi-a fost frică, e a doua oară când dau. Da. Cam ce cantitate pun la pom? Deci 100 de grame în 10 litri de apă și dacă pomii sunt tineri, deci până în 5 ani, că după ce depăsești 5 ani, da? Acolo este o problemă de absorpție, de rădăcinile lor sunt la adâncime de peste un metru și nu ajunge substanța acolo. Deci până în 5 ani puteți să administrați, da? Geliasol. Și peste 5 ani sau 7-8-9 ani? Peste 5 ani, atunci trebuie la toamnă să administrați îngrășăminte naturale, dacă aveți. Dacă nu, îngrășăminte complexe, granulate, la proiecția coronei pe sol, faceți un șănțuleț. Am pus, da, și teracalco și teracalco este foarte bine. Da. Am pus. Deci nu, înseamnă să nu mai pun la pomii geliasol deloc. Geliasol, dacă pomii au peste 5 ani de zile, este o problemă de absorpție, nu ajung substanțele acolo. Am înțeles, da, rămâne decât îngrășământul. Îngrășământul complex sau îngrășământul natural. Puteți administrați acum, în perioada asta, când au fructe, îngrășăminte foliare. Ajută foarte mult. Da. Am dat și la ultimul tratament, am dat, sigur că da. Și acolo unde dumneavoastră credeți că nu aveți creșteri suficiente la pomii fructiferi, dezlăstarii să fie de cel puțin 70-80 de centimetri, atunci puteți să administrați fie albit, fie amalgerol. Da, așa este. Aveți dreptate, că am din alea. O altă întrebare, că mi-am adus aminte. Da. Deci și-au revenit pomii foarte frumos de când am început tratamentul. Deci sunt verzi, frunzele sunt superbe și fructele. Da. Dar pe crengile mai groase au apărut lăstari. Adică au înfrunzit efectiv, arată superb, nu știu ce să fac. Deci lăstarii care sunt deprisos și care îi vedeți dumneavoastră deprisos, puteți să-i eliminați, dar imediat după ce ați intervenit mecanic, să faceți un tratament cu un produs pe bază de cupru. De cupru, da. Neapărat. Deci. Deci poți să dați decât câteva prove, că din ei vor și ramuri, nu? Exact. Care, și sunt mulți care, pom care lăstăresc
Și da, nu toți lăstarii puteți să mai eliminați din ei, să, deci, nu îngreunați. Se cheamă lăstar lacom, cei care au apărut pe lemnul bătrân, sunt lăstarii lacom, cei care sunt în interiorul coroanei și îndesesc coroana aia, nu vor fi roditori niciodată și dacă vor fi roditori, fructele nu se vor coace în interiorul coroanei. Deci aia trebuie eliminați pentru că consumă hrana degeaba. Putem să folosim lăstarii lacom în cazul în care am pierdut o parte din coroană și lăstarul lacom ne-o poate înlocui sau dorim să reducem volumul coroanei și înălțimea coroanei și ne folosim de acel lăstar lacom să preia seva și să reducem volumul coroanei. Dar și, exact, și pe viitor acel lăstar să formeze șarpanta sau coroana viitoare. Da. Bine, vă mulțumesc din tot sufletul, sănătate, tot ce vă doriți, să vă ajute Dumnezeu în tot ceea ce faceți și mulțumesc că ne mai deschideți un pic mintea. Mulțumim noi pentru aprecieri, mulțumim, și pentru că ne urmăriți, multă sănătate vă dorim. Am reușit să calculez dozele pentru solar, 10, 10, 10 plus microelemente, cu mențiunea că are la microelemente doar bor, cupru, mangan și zinc. Deci, la legumele unde posibil să apară carența de calciu, mai trebuie să adăugați și solar calciu lângă acest îngrășământ pentru a corecta carențele de calciu, iar solar calciu 10, 10, 10 se administrează fie odată cu apa de irigat, când doza este de 200 de mililitri în 10 litri de apă, sau se poate aplica foliar stropit pe frunze, iar doza este de 100 de mililitri în 10 litri de apă. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, bună ziua. Vă ascultăm. Domnul inginer, am și eu două întrebări la dumneavoastră. Vă ascultăm. Una în legătură cu un lămâi. Nu știu ce se întâmplă cu el destul, că nu-mi ține nici florile și nici citricele. Nici fructele. Da, nu. Erau în urmă cu ceva timp, deci cu vreo două luni de zile au făcut flori, dar nu în totalitate să fie plin lămâiul. Și acum au fost destul de mărișoare mai mari, ca și o lună, și toate mi s-au dus jos. Acum e plin de flori, plin de flori, floare lângă floare. Și toate florile se duc jos și au început, bineînțeles, să facă iară. El aveți în interior sau în exterior? Noi afară, l-am scos afară. L-a scos afară. Da, exact cum a spus noastră. Înainte de a-l scoate afară, l-am dat cu un pic de amalgerol. Deci l-am stropit cu amalgerol înainte cu 3 săptămâni. Acum, după ce l-am scos afară din nou, l-am stropit cu foliplan și cu amalgerol. Și am eu o soluție pentru citrice, îi pun o dată la săptămână, îi pun apă. Dar nu știu ce se întâmplă, că nu ține nici flori, nici fructe. Se poate întâmpla să fie și fenomenul ăsta, să încercați dumneavoastră să îi dați un îngrășământ granulat. Sunt îngrășăminte granulate cu cedare treptată. Îngrășământ granulat. Da, granulat cu cedare treptată. Și îi puneți bobițele acelea, sunt trei culori acolo. Sunt gri, portocaliu și alb. Și granulele astea le puneți în ghiveți și din când udați, se dizolvă treptat, așa în planta își absorbe numai cât are nevoie, restul rămâne. Deci cu cedare treptat, așa se numesc îngrășământ. Încercați să mai folosiți și să pulverizați pe flori biopolin, să încercăm, mai ales dacă nu-și ține fructele, adică fructele sunt cât o lună și cad, să nu fie o problemă și de polenizare, de fecundarea florilor, care nu se face complet și atunci avortează. Fructul se formează până la o dimensiune mică, după care îl aruncă. Exact așa, da. Da, încercați biopolin pe o parte a coroanei și pe cealaltă, este un atractant pentru albine. Să stimulați albinele să viziteze florile, să se polenizeze. Și pe o creangă încercați dumneavoastră să atingeți, să faceți polenizarea mecanic, să atingeți cu o pensulă fiecare floare. Cu un betigaș de urechi. Așa, da. Perfect. Da. Dacă v-am urmărit, doar de mult vă urmăresc și nu, îmi place mișina asta. Am stropit și cu calipso și cu nisorun, că m-am gândit că totuși acolo poate să fie ceva. Dar se poate observa
la lăstarii tineri, dacă vă uitați așa în zare, între frunzulițe, pot să se observe niște firișoare foarte fine, ca și pânza de păianjen. Da, da, știu. Dacă nu le aveți, asta nu este o problemă. Nu. Dacă nu, atunci este bine. Ce-am mai observat la frunze, că frunzele sunt găurite, totuși ceva există acolo. Dacă ceva există acolo, atunci trebuie încercat din nou să faceți un tratament, dar trebuie să faceți 3 săptămâni la rând, o dată pe săptămână. Știu, cu nisoron și cu calipso, exact. Nu? Dacă aveți nisoron cu calipso, este perfect. Da, da, da. Și soluția preparată o puteți păstra o lună de zile, nu este nicio problemă. Știu. Bun, și încă o problemă. Am observat că deja au început să mi se usuce frunzele la castraveți și la roșii. Da. Ultima dată le-am stropit cu, nu mi-amintesc cu ce soluție, dar știu că Teldor, da, și cu albit, nu mai știu ce am pus acolo. Și sâmbătă m-am uitat la ele și deja am văzut că au început să mi se usuce. De la vârf sau de la bază? De la bază. De la bază este normal. Poate să fie atac de mană, poate să fie și atac de pătare unghiulară. Da, da, da. Dumneavoastră recoltați castraveți de acolo? Nu, încă nu. Cam în câtă vreme nu recolt? Până când? Cam cât? O săptămână, două? Nu, cam în jur de vreo săptămână. Mă duc acum, de exemplu, și iau tot și în jur de o săptămână nu mai recoltez. Așa, atunci... Nici roșile, nici castraveții. Atunci puteți interveni să faceți soluția cu aliet. Da. Și eventual să puneți și nisorun, s-ar putea întâmpla să fie atac de acarianul roșu. Mm-hmm. Asta la castraveți faceți cu aliet și cu nisorun. Da. Iar la tomate puteți să faceți, dacă nu recoltați, în 7 zile puteți să faceți cu ortiva top și cu afirm sau cu voliam targo. Iar dacă recoltați și este necesar să recoltați mai repede, puteți să faceți cu cideli top și cu laser. Și atunci puteți să recoltați la 3 zile. Da. Deci ortiva top, cu ce să mai spun? Cu afirm sau cu voliam targo, pentru că acum apar o serie de moli și tuta absoluta și molia minieră la tomate. Deja am văzut tomate care au măduva mâncat, o să și prezentăm în imagine astăzi. Deci ea deja și-a instalat ouăle și larva și mâncat interiorul și tulpinii. Și să aveți în vedere administrarea de calciu, este un lucru foarte important. Eu astăzi am văzut o mulțime de fructe lipsă de calciu și se poate instala și nu mai aveți ce să faceți. Deci neapărat recomand să folosiți fie soral calciu, fie orice produs care conține mult calciu. Calciu, da. Mai aveți întrebări? Nu, bine, vă mulțumesc. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Da, să rămâi, vă auziți. Da, vă auzim, spuneți. Așa. O întrebare, cum s-ar spune, am plantat, s-am semănat, cum s-ar spune, niște lucernă care... Da. Și la a doua coasă a apărut niște vrești din ăla galben. Există ceva soluție, ierbicii, ceva pentru vrejul ăsta? Sau este kerb. Kerb. Cum? Kerb, cu capa. Kerb. K? Da, capa. K-H? Da, K-H-R... K... Nu, K-E-R-B. Kerb. K-E-R... Kerb. Kerb. Da, kerb. Da, bun. Și o întrebare care trebuie să o știți. De exemplu, asta zeamă magerată de urzici pentru roșii afectează? Nu, că am dat și văd că se simt bine. Deci, numai ați făcut o treabă. Sunt mulți care o utilizează. Rezultate, când atacă o boală, aia n-are cum să o rezolve. Vă spun sincer, sunt niște uleiuri eterice care le dizolvați dumneavoastră în apă și le administrați, e un paliativ. Faceți dumneavoastră tratamentele cu produsele astea care sunt fabricate anume pentru așa ceva. Deci,
protecția lor, ziceți, în o substanță. Păi, acum eu v-am spus ce părere am eu despre zeama asta de urzică. Zeama asta de urzică. Am topit cu ea, continuu, văd că nu afectează. Nu de afectat, nu afectează planta, însă, dacă există o sursă de infecție cu mană sau cu făinare, da, sau cu alternaria, sau atunci se produce infecția, să știți. Deci planta nu este protejată. Deci nu le protejează zeama asta de urgență. Nu. Maxim poate să funcționeze împotriva dăunătorilor, dar noi, anii trecuți, chiar v-am prezentat și în imagini, urzici coafide, adică să zicem că ar fi un bun insecticid. Atunci nu-mi explic cum afidele mâncau din urzică și nu mureau, adică erau ciochine pe afide. Da. Asta le-am făcut din învățătură, din asta, așa, dar mă rog. Noi nu vă oprim să faceți astfel de metode, important este să nu munciți degeaba, să aveți și rezultate. Da, bun. Și zebra asta pentru ce se folosește? Zebra este un piretroid care se utilizează în combaterea dăunătorilor, însă trebuie să-l utilizați, insecticidul respectiv, fie dimineața, fie spre seară, să nu fie nici insolație mare și nici căldură mare. Da, da. Este și termosensibil și fotosensibil. Da, deci o fiolă de zebra la 10 O fiolă de 2 ml la 10 litri de apă. Da. Da, bun. Deci asta e pentru pureci ăștia, cum le zice. Exact, păduchii de frunză și alte insecte care se pot instala în culturi. Da, bun. Și protejarea roșilor care nu mi se leagă, n-am niciun fel de sursă de albine, de ceva. Nu leagă ca plumile. Să încercați dumneavoastră să stropiți cu produsul albit. Este un... Sau este un alt produs, îi spune legator. Legator. Astăzi am dat de dimineață, de noapte, cu sticluța aceea care stropesc geamurile, cu legator din ăla, la fiecare floare. Așa, și nu la fiecare floare, planta trebuie să o stropiți cu legator. Nu floarea. Nu neapărat floarea, planta. Planta? Da. Aoleu, și-o am umblat din floare în floare și nu afectează. Acolo din floare în floare este un alt produs. Este vorba despre tomatostim. Și acolo fiecare buchet de flori de la roșii trebuie îmbăiat. Un păhărel anume și luați floarea și o îmbăiați în tomatostim. Acum să nu credeți că ați făcut ceva rău dacă ați stropit numai inflorescențele. N-ați prădat soluția și ați stropit inflorescențele, exact ceea ce urmăream noi să se întâmple. Și afectează cumva? Nu, nu se întâmplă nimic. N-ați greșit cu nimic. Bun, asta, atât am avut de... Da. Deci există ierbicid pentru... V-am spus, cherb. Cherb. Se aplică după prima coasă. Păi... Sunt acum deja are 15 cm la a doua coasă. Și atunci lăsați-o să crească și la următoarea coasă, după ce faceți coasă, interveniți. Da, deci nu acum pe... Nu. Nu, bun. Mulțumesc mult, sănătate. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm, stăți în direct. Alo, bună ziua, doamna ingineră, bună ziua, domn doctor. Bună ziua. Vă rog frumos, spuneți-mi și mie că nu știu ce să mai fac la niște roșii. L-am stropit de la început cu cabriotop și vineri am zis să le schimb, că am ardeiul pus lângă ele și nu îi merge prea bine. Și am făcut tratament cu ortivatop. Da. Voliam targo, albit, bionat. Da. Și, da, voliam targo am pus ca insecticid. Da, voliam targo insecticidul, da. Da, mai am musculița albă, nu știu cum să scap de ea și am zis că... Pentru musculița albă să folosiți produsul Afirm. Da, o să încerc la următoarea stropire. Da. Problema e că sâmbătă au fost câteva precipitații slabe. Da. Și nu știu de ce am găsit roșiile acum, nu toate, dar unele din ele cu vârful maronit și
deja început să se usuce, să înnegrească. Deci tot ce este rău, luați jos. Că nu faceți, nu faceți niciun necaz. Tăiați jos fiecare frunzuliță, dacă o vedeți că e bolnavă, o luați jos. Și repetați tratamentul cu produs pe bază de cupru numai. Când? Dacă am făcut vineri, întâi. Cupru n-are importanță, chiar dacă s-a făcut tratamentul vineri, puteți să interveniți acum. Nu este, n-are restricție. Am înțeles. Și dacă faceți tratamentul cu cupru, puneți și afirm să rezolvați și musculița albă și de seră. E posibil la ardei, sunt frunzele îngălbenite pe margine și încep să maronească, să fie ceva pe ianjen? Poate să fie, dar dacă ați intervenit cu insecticide, voleam targo, n-ar trebui să apară. Dar atunci din ce cauză? Că i-am stropit numai cu... Să știți că anul ăsta la ardei le merge foarte, foarte rău. Vă spun sincer, și la mine în grădină, și eu am 20 de plante, parcă stau pe loc. Nu știu, e o problemă un pic mai delicată, nu pot să-mi explic. De pe ardei recoltați acum? Nu. S-au început să se formeze fructele, dar nu sunt încă de recoltat. Nu apar pe frunze, așa, pe frunzele cele mici, chiar din vârful plantei, nu apar așa, dacă vă uitați în zare, ca niște puncte, parcă ar fi cu sud de mașină, înțepate cu un arc de... Nu, sunt doar pe margine galbene, se maronesc și cele de la bază. Și sunt aduse în interior, așa. Da, poate să fie alternarea, dar... Dar, mă rog, ortiva top sau cidelii top rezolvă problema. Da, păi cu cabriotop am dat și acum ultima dată vineri am dat cu ortiva top. Am zis să mai schimb, că știu Da, normal, fără nicio discuție. Este foarte bine că ați făcut așa ceva. Însă v-am spus, singura chestiune e când vedeți o frunzuliță bolnavă sau... O luați jos și... Dacă plantele, mă rog, suferă mai multe modificări, deci ruperi dintre astea, faceți un tratament așa rapid, cum produs pe bază de cupru. Bun, și mai pot să pun și un insecticid? Puteți să puneți insecticid, sigur. Vertimec la ardei, dacă avem acariene acolo, vertimecul sau nisorunul, vertabul, floramite, sandmite, neapărat. Are ceva dacă am folosit insecticid vineri, deci pe întâi? Nimic. Nu are absolut nimic. V-am întrebat dacă recoltați. Bun, deci nu cauzează dacă dau la săptămână, la 7 zile. Nu cauzează, s-ar putea ca tratamentul care l-ați făcut să nu fie dedicat pentru dăunătorii prezenți acum și de-aia v-am spus, dacă tot faceți tratament pe bază de cupru, ca să cicatrizați rănile, să stopați bolile după ruperea frunzelor, să adăugați și un insecticid, să faceți două lucruri bune. Da, am înțeles. Și am observat la fideluță, la fasolea fideluță, să înnegrește tot firul și păstăile să se fac gri. Să înnegresc gri. Și frunzulițele nu apar așa maro, cele de la... Da. Deci acolo este tot... vorba despre alternaria. Bine ar fi ca și acolo să le eliminați, dar n-ați făcut tratamentul și acolo cu ortiva. Deci am dat cap-coadă toată grădina cu cabriotop la început, pe urmă cu ortiva. Da. Bine, acolo la fasolă, la fideluță, n-am mai recoltez în ea, nu am mai dat. Da, acolo. Dacă recoltați, nu... Interveniți, acolo unde recoltați, interveniți cu zeamă bordeleză. Da, și deci e obligatoriu scoase din cultură firele. Deci care îs bolnave, luați-le de acolo, că ele constituie o sursă de infecție. Da, și mai vreau să vă întreb, cu cupru, se poate interveni după fiecare ploaie sau la săptămână, la 7 zile? Cum se procedează? Deci cu zeama bordeleză trebuie intervenit de fiecare dată când sunt precipitații, pentru că el este un produs... de contact și se spală foarte ușor.
Da, da. Deci imediat după ploaie, după ce se usucă... Da, ploaia a spălat produsul, iar planta rămâne descoperită, neprotejată. Motiv pentru care ar trebui să repetați tratamentul. Și în cazul când nu sunt precipitații, la 7 zile, da? Da. Da, da. Da, bun. Bun, vă mulțumesc. Multă sănătate, vă dorim. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo? Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, să rămână doamnă, bună ziua, domn profesor. Bună ziua. Sunt din zona Timișoarei. Da, spuneți. Am o boltă de viță de vie peste curte. Da. Și au apărut prunze galbene, pete galbene pe, și strugurii mi se usucă. Să usucă... Și să stafidez, să fac negri? Da, să face gri. Așa, n-ați luat o ciorchină jos de acolo și să o mirosiți, să vedeți, nu miroasa mucegai? N-am luat până acum, dar... O să încercați, dar... acolo cu siguranță a apărut făinarea. Da. Și dacă e fenomenul care vi-l explic eu acum... bobele se acopere de o pâslă mai albă, au un fel de mucegai și miroasa mucegai. Atunci, automat trebuie să interveniți pentru că este făinare. Și vă recomand să folosiți fie produsul Melody, fie dacă cel mai bine ar fi să folosiți Score sau Sistein Forte. Sistem Forte. Da, Sistem Forte sau Score. Dacă Score. Este făinare. Da. Da, domnul profesor. N-ați făcut tratament. N-ați făcut tratamente până acum? Am făcut tratament cu Camp. Cu Camp ce? 77 și cu Teldor. Da. Teldorul este bun, dar la formarea ciorchinului pentru putregaiul cenușiu. Aici la dumneavoastră, dacă se stafidezi, s-ar putea întâmpla, v-am spus. Să încercați ce v-am recomandat. Să luați o ciorchină și să o mirosiți. Dacă miroasa mucegai, și cu siguranță ăla-i fenomenul, atunci aveți făinare. E o ciupercă care se instalează foarte frecvent. Da, da. Da? Și interveniți cu ce v-am spus, fie cu Sistem Forte, fie cu Score, fie cu Topaz. Și o să stopați, automat stopați boala. Da. Vă mulțumesc, domnul profesor. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo. Bună ziua. Alo, să rămână, să trească domnul... Trăiți dumneavoastră. Am o rugăminte, tocmai veni vorba de teldor și pentru că se recoltează foarte greu din fiolă, am decis ca să bag în sticluțe de nacere, de vanile, de 300 de mililitri. Dar puteți să faceți altceva. Teldorul are fiolă de 10 mililitri. Da. Metoda mult mai simplă, să vă cumpărați o siringă de 10 mililitri și trageți tot conținutul în siringă și după aceea puneți acul. Mai rămâne pe fiolă, domn doctor. Mai rămâne pe fiolă. Dar puteți să faceți altceva cu siringa ulterior... Băgați un pic de apă, așa, 2-3 picături de apă, clătiți și trageți înapoi, că se rezolvă ușor. Sigur că pe toate ambalajele rămân. Aia era problema, că rămân și... Da. Da. Acum da. Rămâne cantitate mică, nu-i... Dar v-am spus, puteți să faceți, dacă folosiți produsul, tot, automat după ce a stors fiola respectivă, băgați o jumătate în apă și lăsați-o să tragă ea singur, că se desface, să tragă apa singur. Și apăsați o dată de două ori, să spală ușor. Da, 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 da. Deci așa și picăturile alea de apă nu dăunează ca să se strice soluția. Nu se întâmplă nimic, numai în cazul în care amestecați cu alte produse, atunci trebuie utilizat. Am înțeles, domnule. Da, 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 da. Da, vă mulțumesc tare mult. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo? Vă ascultăm, alo, rămâna doamna Cristina, să trăiți, domn doctor. Trăiți dumneavoastră. Două întrebări așa la dumneavoastră. Vă rog. Am un teren care l-am dezinfectat cu basamid în primăvară, că am zis puțin la 50 de metri pătrați. Da. Și am zis să-l fac pentru
să pun varza de toamnă. Și da, mi-a ieșit foarte multă iarbă grasă, grasnică, nu cum îi zice. Da. Cu ce erbicid aș putea să dau ca eu, să... Eu vă recomand să folosiți un erbicid total pe bază de glifosat. Da? Folosiți 250 de mililitri în 10 litri de apă și da, dacă doriți să aveți o acțiune mult mai rapidă, să puneți și în cei 10 litri de apă pe lângă 250 de mililitri de erbicid total și 30 de mililitri de premiant. Premiant, da, da, da. Și vedeți, vedeți efectul a doua zi. Da, da, da. Și încă o problemă. Am un măr, am cumpărat asta, măr verde. L-am tăiat în asta, în toamnă, și acum are și el câțiva lăstare, așa, și are niște frunze. Și frunzele astea au pe margine, s-au întors și sunt de culoare maro. Este așa, o boală, este rapănul. Rapănul, cu ce aș putea să-i dau? Acolo dată? Puteți, dar nu l-ați stropit niciodată? L-am stropit, când am stropit tot pomii, am dat și lui cu ce am stropit, ca să deci, protejez. Probabil că e mai sensibil, este Ionatan. Nu, e măr verde, așa scria. Așa, pe bun. Să faceți o soluție de score. Și eventual cu un insecticid, să puneți fie nisorun, fie flora mai, ce găsiți pe piață, un insecticid Vertab sau Vertimec, le amestecați și faceți un tratament rapid. Da. Și mai am o problemă cu legumele. Am văzut că a început acum să acop și a început să le înțepe total solitomă. I-am dat sâmbătă cu bactospeid, cu albit și Belfam Plus. Mai trebuie să le dau cu ceva. Să vă explic. Deci bactospeid nu se aplică în momentul în care apare larva ca atare. Dacă este insecta, fluturele, dacă îl vedeți, atunci puteți interveni acolo cu Voliam Targo. Să omorâți insecta care depune ouul respectiv din care se dezvoltă larva. Insecta n-am văzut-o, dar am văzut înțepăturile, sunt negre. Înseamnă că aveți insecta, îi molie acolo, îi prezentă, o vedeți și în imagini. Da. Și atunci trebuie să interveniți, să omorâți adultul ca atare. Da, cu ce? Cu insecticidul. Deci, Voliam Targo. Ăsta este omologat pentru așa ceva, mai ales în spații închise. Nu, afară. Merge și afară, nu este nicio problemă, dar v-am spus, este un insecticid expres pentru așa ceva. Da. Mai aveți întrebări? Nu, mai am, vă mulțumesc mult. Mulțumim, multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Săruna. Am mai multe neclarități. Vă ascultăm. Și aș începe cu o problemă cu fasolea verde. Da. Acum am cules o tură de fasole verde, mai are ceva păstări din astea creion, tip creion. Da. Și acum a început să se usuce pe jos și așa, parcă e un pic mai necăjită ea. Putea să mai dați-mi faptul că peste 4-5 zile aș mai putea să recoltez, care floare multă. Deci puteți să-i dați dumneavoastră, dacă o vedeți așa mai supărată, probabil că îi duce lipsă și de apă și de îngrășăminte, să folosiți produsul Foliplant. O dată pe zi o ud, mai mult nu. Da, pe nici nu trebuie mai mult. Dar în canicula asta, da. Să încercați Foliplantul și eventual dacă recoltați, puteți să folosiți zeama bordeleză. Împreună. Uh-huh. Bun. Atunci mai am câteva tufe de zmeură și de mure, dar e acrișoară, nu-i dulce. Mure am extraordinar de multe, deci o supraproducție datorită indicațiilor dumneavoastră și ajutorului pe care ni-l dați. Dar, cum să vă spun, zmeura s-a copt, am cules o tură, este acrișoară bine și murea, nu știu ce să fac cu ea, că mi-e teamă că pierd, pentru că a început să îngălbenească frunzele.
De îngălbenire o puteți stopa, nu este nicio problemă. Deci acolo poate să intervină putregaiul cenușiu sau făinarea. Și acolo puteți să interveniți fie cu produsul Teldor și aia o puteți recolta la 3-4 zile. La mure? Da. Și la zmeură, nu? Și la zmeură, da. Și faptul că e așa acrișoară zmeura... Aia nu o putem rezolva asta pentru că aia ține de condițiile climatice. Încercați să administrați îngrășăminte cu potasiu mai mult, să vedeți dacă nu potențați un pic acumularea de zahăr. Acumularea de zahăr ține de condițiile climatice, de modul de dezvoltare a plantei, de cantitatea de fructe pe plantă, adică dacă face un coș, este o supra-solicitare a plantei, dacă face o căniță, înțelegeți? La roșii, roșiile sunt foarte frumoase, am auzit că dumneavoastră aveți probleme cu ardeii, ardeii mei sunt nebunitor de frumoși. Dați-ne soluția! Păi cu maceratul acesta de găinați le-am ajutat. Da, deci ăla conține foarte mult azot, conține fosfor și potasiu. Azot nu are deloc. Dar totuși ei sunt mari. Da. Sunt dacă frumos. Planta dumneavoastră reacționează, înseamnă că au avut nevoie de asemenea substanțe din găinat și este foarte bine. Și eu sfătuiesc pe toată lumea să facă treaba asta, cine are posibilitatea. A, da. Nu mai zic vinetele, sunt superbe, cred că au un metru înălțime, viguroase. Singurul lucru să urmăriți, să nu se instaleze și acolo mana, nu se instaleze acarienie. La vinete, mare grijă când vedeți că frunzele încep să se îngălbenească, atunci aveți acolo o problemă legat și de mană, dar de acarianul roșu. I-am stropit în urmă cu câteva zile cu Vertimec. Perfect. De-aia s-a așa frumos, să știți. Cu Vertimec și cu Cabriotop. Nu, da, vedeți perfect. Că nu ne ziceți toate sfaturile. Ne-a zis numai de găinat, nu? Nu ne-ați vinde. Eu țin un caiet, așa, un fel de jurnal de legumicultură. Da. Cu toate datele când le stropez și la fiecare stropire îmi mai înscriu. Atenție, peste 7-10 zile mai stropește și cu cealaltă variantă. Da, sigur, este corect. Așa cum faceți dumneavoastră, este corect. Da. Și atunci mai am totuși o problemă în grădină. Am niște roșii. Eu v-am trimis pe e-mail săptămâna trecută niște poze cu ele sau o poză. Sunt foarte, foarte frumoase, dar la început s-au crăpat. Deci așa se văd semințele înăuntru. Da, problema de crăpături, nu știu dacă chiar dumneavoastră v-am răspuns sau la altcineva, că sunt foarte multe mail-uri, problema de crăpături care apar pe fructele de tomate este din cauza alternanței între perioadele secetoase, deci cu lipsă de apă, și perioadele cu umiditate excesivă în pământ. Asta poate să fie ușor controlată de dumneavoastră, dar excesul de apă poate să nu fie controlat de dumneavoastră dacă apar perioade de ploi abundente. Da. Țesuturile când este secete nu se dezvoltă, își întăresc peretele, când au apă multă, tind să-și dezvolte repede pulpa, să-și mărească volumul și atunci apar fisurile respective. Da, da. E adevărat că roșiile nu trebuie scudate decât la 4-5 zile? Nu, puteți să le udați tot a doua zi, nu se întâmplă nimic. Depinde de cantitatea de apă și depinde de cât este de frig, de cald afară, că asta cu udatul florilor și a plantelor este în funcție de condițiile care ni le oferă mediul. Am înțeles. Și mai am o ultimă nelămurire în privința unei magnolii. Pentru faptul că am fertilizat-o așa foliar bine în primăvară, a avut o explozie uriașă de flori, dar acum are și o explozie vegetală foarte mare, deci nu știu ce să-i fac acum. Nimic. Este momentul să o tund? Nu, lăsați-o, nu bateți. La magnolie nu faceți tăieri numai dacă vă deranjează forma coroanei sau lăstarii care intră pe alei sau... Am înțeles. Ce deranjează? Da, nu este bine. Da, chiar ce deranjează și nu faceți tăierile pentru că este o plantă destul de sensibilă. Am înțeles. Mulțumesc tare mult. Cu mare drag. Multă sănătate pentru dumneavoastră și pentru toți cei care ne ascultă. Mulțumim frumos, multă sănătate. Alo, bună ziua, vă ascultăm. Alo. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua! Bună ziua! În primul rând vreau să vă spun că sunteți cea mai utilă emisiune de televiziune din câte există și vă doresc multă sănătate și emisiunea să dureze cât mai mult posibil. Mulțumim frumos pentru apreciere. Am vreo 400 de întrebări, dar numai vreo câteva am să vi le pun în seara asta. Da, vă rugăm. Există vreo soluție de erbicidare preemergentă în afară de slump aqua care să distrugă buruienile în profunzimea solului? Deci se pot face următoarele chestiuni. Înainte de semănat, să udați terenul primăvara foarte devreme, să-l udați, să încercați să forțați răsărirea buruienilor. Imediat după răsărirea buruienilor și când sunt de 5, 6, 10 cm, faceți o erbicidare cu un erbicid total. Dacă mai adăugați la erbicidul total și produsul premiant, rezultatul aveți în aproximativ 7-10 zile. Terenul se eliberează complet. Puteți să faceți această lucrare și dacă este toamnă târzie. Adică dacă ați desfințat culturile și timpul vă permite să mai udați pământul, să stimulați germinarea semințelor de buruieni, să faceți erbicidarea și în toamnă, dacă toamna ne permite și întârzie foarte mult venirea iernii. Dacă e o toamnă mai lungă. Da. Da, dar și ăsta este lucrul cel mai eficient, să știți. Pentru că distrugeți aproximativ 80-85% din gama de buruieni care pot să vă răsară în cultură. Și după aceea, sigur că imediat după semănat, fie că e morcov, pătrunjel, ceapă, usturoi, mazăre, fasole, imediat după semănat puteți să interveniți fie cu stomp aqua, fie cu șarpen, pendigan, pendisol, sunt erbicide care au eficiență maximă. Și puteți ține sub control toată perioada de vegetație a culturii. Și pe perioada de vegetație, un amănunt, chiar dacă mai apar buruieni, să nu le lăsați să înflorească, să producă sămânță. Da, da. O altă verigă, adică tot ce ați erbicidat să nu-și arunce semințele, miile de semințe, o altă plantă. Vreau să vă împărtășesc experiența mea cu dezinfectantul de sol. Vă ascultăm. La sfatul dumneavoastră am folosit formol, da, pe care l-am diluat cu apă, nu mai țin minte în momentul de față. 2 litri în 100 de litri de apă. Așa, și vreo 10-15 litri pe metru pătrat. Corect, da. Așa. După un an de zile, sau mă rog, în anul următor, ca treaba asta am făcut-o în toamnă, am obținut în zona pe care am dezinfectat-o niște recolte de ceapă și usturoi nemaipomenite. Da, pentru că ați distrus toți agenții patogeni, deci formolul arde complet totul. Așa. Le-am dat unor prieteni și mi-au spus că nu este adevărat, nu poate fi din grădina mea și l-am cumpărat de la supermarket. Da. Bun. Această dezinfecție a ținut vreun an, cam atâta tot. În anul următor, pentru că atunci când am turnat atâta apă pe pământ, s-a făcut o cirlă și după aia chiar și când am acoperit cu folie din aceea, a fost destul de greu, am spus hai să încerc basamidul. Da. Am luat 5 kg de basamid pentru 100 de metri pătrați. Da. Pe care l-am împrăștiat pe pământ, am dat cu motocultorul, am udat pământul și la fel l-am acoperit. Da. Temperatura din sol fiind peste 10 grade. Așa trebuie, da. Da. Eu nu vreau să spun ceva rău pentru basamid, dar să știți că lucrul ăsta l-am făcut astă toamnă. Da. A mers foarte bine usturoiul și ceapa s-a făcut cu tulpina groasă de cam de 1,5 cm, aproape 2 cm. Da. Și brusc, într-o lună de zile, s-a mânat și într-o lună de zile s-a distrus 80% de recolta și de ceapă și usturoi. Da, da, asta nu din cauza basamidului, să știți. Pentru că se poate întâmpla să aveți o sursă de infecție pe undeva pe aproape,
plantele fiind foarte crude, recepționează foarte ușor, vine un dăunător în țeapă, afidele sau mai știu eu, ceva vector. Și care vântul se... poate să da. Fie vector. Și dacă se pune sporul de ciupercă pe frunza de ceapă sau de și usturoi, care e și foarte crudă. E crudă, mai vine și o umiditate în combinație cu căldurile. El explodează, se înmulțește și sporulează și infectează însă, cultura. Însă, poate că undeva aveți dumneavoastră dreptate, pentru că formolul lucrează imediat ce l-ați aplicat. Basamid, la basamidii trebuie să aibă umiditate în sol să suficientă ca să se descompună. Sunt niște chestiuni care sunt de urmărit. Am pus, după ce am pus basamidul, am stropit cu apă, am udat pământul, am acoperit cu folie, da? Și am lăsat vreo două săptămâni acoperit. Da, așa trebuie, două săptămâni și da. A treia săptămână prelucrat solul și după aceea, după trei săptămâni de aplicat. Păi de nu, era toamnă, era toamnă. Da. Vă mai așteptăm, din păcate timpul ne presează, vă mai așteptăm cu celelalte sute de întrebări și în edițiile viitoare. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim îndată.